Sper că sunteți bine. Iată că au trecut câteva zile din săptămâna aceasta. Nădejdea noastră este că în tot ceea ce sunteți și faceți, căutați și fața lui Dumnezeu și mă rog ca El să vă binecuvinteze. Doza de speranță de astăzi este legată de un mesaj care nu este nici popular și nici facil de tradus sau de interpretat, de transmis oamenilor din ziua de astăzi este despre pocăință. Eu am Botezătorul, în vremea lui, un predicator dur, intransigent, fără perdea, spunea oamenilor să se pocăiască. Oare ce relevanță mai are cuvântul pocăință pentru noi astăzi și ce înseamnă să te pocăiești? Dragul meu, pocăința este mesajul din partea lui Dumnezeu pentru fiecare inimă. Și asta înseamnă că Dumnezeu vrea să te gândești foarte serios la păcatele din viața ta. Pentru că e o problemă de inimă, din inima noastră ies păcatele. De aceea, pocăința este adresarea în dreptul inimii pentru tot ceea ce este acolo. Și este singura cale în care putem să confruntăm inima noastră cu adevărul. Mai mult, pocăința este o cale prin care tu te gândești la mânia lui Dumnezeu. Eu Botezătorul spunea așa generației lui, pui de năpâr cine va învăța să fugiți de mânia viitoare, ca după aceea să vină cu acest îndemn, pocăiți-vă. Pocăința este și o schimbare evidentă în stilul vieții. Iată, securea, spunea el, a fost înfiptă la rădăcina pomilor. Orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat. Așa că pocăința este o schimbare atunci când stai și tai toate lucrurile rele și schimbi cu ceva bun. În cele din urmă, pocăința, să știi că este o schimbare a atitudinii și a sentimentului vis-a-vis -vis de ceea ce faci în viața de zi cu zi. Apostolul Pavel spune că este o întristare, nu ca aceea în genul lumii care aduce doar lacrimi și poate în cele din urmă aduce o povară de sentimente, ci este o tristare care duce la viață. Pentru că prin ea suntem îndemnați să ne pocăim, să ne schimbăm modul în care gândim, să mergem pe calea și pe mâna lui Dumnezeu, să scăpăm de păcatele noastre ca să fim să devenim ceea ce Dumnezeu dorește de la fiecare dintre noi. Așa că doza de speranță este mai mult o, o dorință pe care Dumnezeu o exprimă foarte clar, așa cum a făcut-o prin Ioan Botezătorul atunci, o face astăzi prin mine. Este chemarea, invitație, este porunca lui Dumnezeu ca noi să ne pocăim de păcatele noastre. Va fi speranță pentru tine, pentru viața ta, pentru inima ta, pentru căile tale. Va fi speranță pentru familia ta dacă tu te pocăiești cu adevărat. Și atunci când te pocăiești, îți schimbi mintea, gândul, inima, îți vei schimba stilul de viață, îți vei schimba anturajul, vei schimba absolut tot și vei pune pe Dumnezeu pe primul loc. Dragul meu, din toată inima, mă rog să-ți ajute Dumnezeu și să ne ajute Dumnezeu să ne pocăim în vremurile acestea tulburi pline de compromis și de păcat. Să nu uităm de această chemare extraordinară. Pocăiți-vă!